Municipală Radu Roseti. Bine ați revenit la stagiunea muzicală atât de întregită de mulți oneșteni. Cred că ați dus dorul concertelor din bibliotecă. Văd foarte multe fețe cunoscute, prieteni de acum, ca să nu zic spectatori, simpli spectatori, și mă bucur să vă revăd. Mă bucur să revăd și fețe noi și tineri. Asta înseamnă că impactul pe care îl are biblioteca asupra comunității chiar contează. Și mă bucur să redeschidem stagiunea muzicală 2024 în această lună, după un an și în care acest spațiu a fost într-un amplu proces de modernizare și reabilitare. Rezultatul îl vedeți și dumneavoastră astăzi. Sper să vă facă plăcere ceea ce vedeți și simțiți, probabil, ce sentimente vă încarcă atunci când intrați în bibliotecă. Eu doar vreau să vă spun că sunt încântat și împreună cu echipa din bibliotecă pregătim multe activități, chiar dacă vine vara și de obicei vara ne mutăm în parc sau în aer liber, încă avem programate 3 recitaluri și pentru luna mai, Duo Melos, chitară, avem și pe Ana Maria Selis, tango, așa că surprizele vor continua. Și e bine să fiți la curent cu toate noutățile urmărind site-ul bibliotecii, biblioteca-oneș.ro sau pagina noastră de socializare. Și pentru că invitatele noastre au emoții, nu le mai las să aștepte, le invit în aplauzele dumneavoastră. Allegretto este o parte lirică, o parte meditativă, și cea de-a treia parte, Allegro piacevole, este un rondo cu această indicație piacevole, adică compozitorul se referă la intenția de a-l interpreta cu plăcere.
Thank you.
aparține compozitorului francez post-romantic César Franck. De altfel, el a fost și un mare organist al generației sale și vom putea observa în anumite momente din sonata pe care o vom interpreta aluzii la sonoritatea orgii. Vom interpreta sonata în la major, este singura sonată pe care Franck a dedicat-o acestui ansamblu cameral, vioara și pianul. Este o sonată pe care o dedică lui Eugène Ysaÿe, Ysaÿe fiind de asemenea un compozitor francez, și această dedicație o face drept cadou cu ocazia nunții sale. Sonata are o structură amplă, fiind formată din 4 părți. Este o sonată ciclică, întrucât el folosește același material tematic pe care îl prelucrează în diferite ipostaze de-a lungul celor 4 părți. Prima parte, Allegretto moderato, cea de-a doua parte, Allegro, cea de-a treia parte, recitativo fantasia, este o fantezie cu un caracter improvizatoric care va fi expus prin mai multe recitative ale fiorii și ale pianului. Iar ultima parte, Allegretto poco mosso.
Thank you.
Adagio de George Enescu din Suita în stil vechi scrisă pentru pian, iar astăzi veți asculta o transcripție făcută de Sandu Albu pentru vioară și pian.